Trei mehedințeni au fost prinși de polițiștii Serviciului de Poliție Delta Dunării în timpul unui flagrant cu icre negre. Polițiștii au desfășurat acțiunea în județul Argeș, acolo unde cei trei bărbați din Mehedinți cu vârste cuprinse între 41 și 46 de ani ofereau spre vânzare caviar unor gălețeni cu vârste între 51 și 55 de ani. Detalii are colega noastră, Denisa Preoteasa. Bună seara, Denisa, ce ne poți spune? Bună seara, Cosmina, bună seara, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, vorbim despre trei mehedințeni care au fost prinși de reprezentanții Serviciului de Poliție Delta Dunării în timp ce vindeau subproduse din sturion în valoare de circa 50.000 de euro, o specie protejată de lege, dar de care ne va vorbi mai multe și ne va spune mai multe detalii Sorina Matacă, biolog. Bună seara, vă rog, spuneți-ne câteva cuvinte despre această specie de pești care este protejată, dar care este vânată în același timp de foarte mulți oameni. Vă rog, spuneți-ne câteva cuvinte. Bună seara. Sturionii, de fapt, este familia Acipenseride, o familie din care fac parte mai multe specii, cum este morunul, nisetru, păstruga, sturion de apă sărată, dar care migrează în Dunăre, dar și cega, care este un sturion exclusiv de apă dulce. Aceste specii sunt protejate prin lege, începând cu anul 2006, prin ordinul 330, privind conservarea populațiilor de sturioni în România, dar și prin ordinul 545 din 2016, până în 5 ani, este această ultimul interval de protecție, până în anul 2021. Sturionii aceștia sunt protejați pentru că efectivele lor s-au micșorat foarte mult în fluviul Dunărea și din cauza celor două baraje care s-au construit pe Dunăre, la Porția de Fier 1 și mai târziu la Porția de Fier 2. Morunul, nisetru, păstruga, trăiesc în apa sărată a mării și migrează pe Dunăre pentru reproducere. De preferință veneau și în zona cazanelor Dunării, unde găseau un habitat preferat pentru reproducere. E, repet, din cauza celor două baraje, acestea nu mai ajung în zona lor preferată de reproducere și, din păcate, acestea sunt periclitate sau chiar strict critic periclitate. Mulțumim pentru informații. Acestea au fost până în acest moment detaliile despre acest subiect. Cosmina, înapoi la tine.